Deschidem în Matei, capitolul 27, de la versetul 62, citim câteva versete. Matei 27, de la versetul 62. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. I-au plecat și au întărit mormântul, pecetulind piatra și punând strajă. Amin. Mesajul scurt pe care l-am e mai ciudat, în sensul că titlul, mai sugestiv, credința care duce la împietrire sau o credință a împietririi. Nu vi se pare ciudat că mai mult au crezut fariseii, că mai mult și-au amintit farisei de faptul că Iisus a zis că va învia a treia zi? Nu vi se pare ciudat că toți uită, ucenicii uită, se întâmplă ceva de parcă se blochează și uită totul, dar oamenii aceștia nu uită. Am observat în viață de multe ori că mai credincioși, între ghilimele, de asta spun cu ghilimele de rigoare, mai credincioși sunt cei necredincioși în necredința lor. Mai uniți sunt cei necredincioși. Se duc împreună. Ăștia nu se ceartă cine e cel mai mare, cine se ia cuvântul, cine să semneze, cine îi reprezintă. N-au probleme de genul acesta. Ei sunt foarte uniți. N-ați observat că mai devotați sunt cei necredincioși? De asta o să văd și să observați lucrul acesta, să fim foarte atenți, că am observat acest aspect în viață, în slujire. Credința asta, credința cu ghilimele de rigoare, credința care duce la împietrire, credința celor necredincioși, în primul rând este atentă la orice cuvânt. Acești oameni și-au amintit. Acești oameni erau atenți la fiecare cuvânt. Știți că, în general, la predică, cine-i de acord, cine-i credincios, ascultă și n-ascultă. Dacă îl întreb după ce a plecat de la biserică, ce s-a predicat, bă, era de înviere, era de Paște, ceva așa. Ei, dar cine-i necredincios, asta știi cum? Vânează fiecare cuvânt. Dacă ai spus ceva, ține minte, nu uită. Sunt foarte atenți. Sunt foarte atenți la detalii. De aceea oamenii aceștia de multe ori pândeau de aproape, trăgeau cu urechea, semnau totul. Da, cei necredincioși sunt mult mai atenți la fiecare cuvânt. Și-au adus aminte și au spus lui Pilat: noi ne amintim vorbele lui, noi nu le putem uita. Ei, dar ucenicii au uitat rapid. Pentru că atunci când li se vorbea despre înviere, pentru ei erau termeni de altă epocă, alt mileniu, va fi cândva la învierea morților, altă dată, cine știe când și cum, orice, dar nu acum, și nu cu tine, și nu așa, și nu vi se pare ciudat că mai degrabă cei necredincioși, cei care l-au combătut pe Iisus, mai degrabă își amintesc ei de mesajul învierii? Al doilea rând, credința asta a împietririi, ia atitudine practică. Se duc imediat, se duc la Pilat și spun: Pilat, vrem să luăm atitudine, vrem să ne implicăm, vrem să facem ceva, vrem să facem ceva să nu se întâmple, vrem să oprim, vrem să acționăm, nu doar spunem și noi, zicem și noi ceva, ci luăm atitudine. Vă dați seama că acești oameni au mers, au plătit din buzunarul lor, au plătit soldați, nu costa puțin să plătești soldați, au spus: aveți o strajă, i-au pus patru străji.
au dat din buzunarul lor, când străjile acestea au spus, a înviat, s-a întâmplat ceva, au dat de știre, nu știau ce să facă, riscau, au spus, nu e nicio problemă, lasă că scoatem noi din banii noștri, dăm noi bani, dăm la dregători ca să nu vă aresteze, să nu vă închidă, că asta era. Acești soldați trebuiau să fie executați, trebuiau omorâți toți. Dar dacă ei erau omorâți, asta confirma că Iisus Hristos a înviat și atunci deja devenea un act public, un document public și i-au spus, nu putem face treaba asta. Și au plătit cu bani grei tăcerea soldaților, minciuna soldaților, pentru că soldații au spus ce le-au spus preoții. Spuneți că noi dormeam și cineva, și-au venit ucenicii lui și-au furat trupul. Cum să dormi? Și pentru asta trebuia să fii închis. Lasă că noi avem bani, noi plătim. De asta spun că cei necredincioși sunt mai devotați. Sunt mai atenți la fiecare cuvânt, iau atitudine practică, se implică parcă mai mult. Parcă mai mult decât cei care cred. Faceți simpla comparație între acești farisei, între acești preoți și ucenici. Aceștia parcă au uitat orice cuvânt al Domnului Iisus, parcă dintr-o dată s-a făcut negru în fața ochilor lor, au uitat totul. Când vine cineva și le spune, a înviat Iisus, ei spun, asta-s basme, nu-s basme, sunt cuvintele lui Iisus, nu ți le aduce aminte. Abia după ce a înviat, au început să-și aducă aminte. Dintr-o dată au început să se ridice ceața de pe ochii lor. De ce? Pentru că n-au dat atenție, n-au dat crezare, n-au luat-o în serios. Nu știu cum de s-a întâmplat lucrul acesta, dar îmi dau seama că și în biserică oamenii vin, ascultă, unii ascultă cum ascultă și asta este atitudinea fiecăruia. Dar în al treilea rând, credința asta care duce la împietrire, credința asta împietririi inimii, luptă până la capăt. Oamenii aceștia nu s-au lăsat. Au spus, noi trebuie să facem orice, s-au dus la Pilat, după aceea s-a întâmplat evenimentul cu învierea, s-au implicat, s-au luptat până la capăt, au făcut totul. Mai târziu i-au arestat pe Petru și Ioan, au luptat împotriva creștinismului, au făcut totul și culmea este, i-au fost mult mai devotați decât alții. Și s-ar putea că sunt și au fost mult mai devotați și decât noi. Și e trist să vezi că oamenii care propagă alte idei, oamenii care fac altă propagandă, era trist să vezi că ateii, de exemplu, pe timpul comunismului, combatanții de partid erau mult mai activi decât pocăiții, decât predicatorii, decât alții. Ba, cântăm și noi, facem ceva, nu? Oamenii ceilalți necredincioși, în a-și promova ideile lor, până a-și propaga ideologia lor, sunt mult mai activi. Ce ciudat asta, te uiți și pe mine m-a șocat acest aspect când am văzut că nici bine n-a murit Iisus, nici bine nu a fost sigilat, nici bine nu a fost pus în mormânt și deja oamenii aceștia sunt prevăzători, deja oamenii aceștia își aduc aminte pentru că ei și-au notat. Și-au notat toate predicile, și-au notat toate cuvintele, toate ideile, toate dogmele lui, toate învățăturile lui și imediat au dat, a spus că va învia. Și-au dat seama. Ei, ucenicii n-aveau notițe că ei nu și-aduceau aminte. Ei plecau spre Emaus, le-a spus cineva că a înviat, ei nici atunci nu și-aduceau aminte, nici atunci nu realizau această realitate. Observați că mai mult au crezut vorbele lui Iisus, fariseii, decât ceilalți. Mai mult au pus accent, mai mult au pus preț. Mai mulți și-au dat seama de importanță, au spus, dacă se întâmplă această realitate, dacă se promovează acest adevăr că Iisus a înviat, asta va fi ceva care, cu adevărat, spuneau ei, din punctul lor de vedere, va fi mai rău decât toate învățăturile lui, decât toate minunile lui puse la un loc, așa spuneau ei. Atunci înșelăciunea, ei o numeau înșelăciune, dar observați că ei au dat mai multă valoare, adică au spus, adevărul acesta al învierii, dacă va fi promovat, dacă va fi predicat, va fi cel mai mare adevăr decât orice adevăr pe care l-a făcut Iisus, decât orice minune, va avea un impact. Asta era ideea. A spus acest adevăr al învierii, dacă va fi promovat, dacă va fi predicat,
va avea cel mai mare impact. Și noi trebuie să-l oprim. Noi trebuie să luptăm până la capăt. Noi trebuie să ne punem să nu cumva să se întâmple asta. Oameni necredincioși care nu credeau și totuși iau atitudine. Pentru că asta e de multe ori credința care duce la împietrire, credința aceea care a împietrit inima. Este atentă la orice cuvânt. Și amintește cuvintele, și amintește frazele, ideile, gândurile. Ia atitudine practică. Merg la dregător, merg la Pilat, cer întărituri, se implică. Nu se odihnesc. Dăruiesc, sunt devotați, sunt uniți, luptă până la capăt, fac totul ca nu cumva acest adevăr să se întâmple. Și acum ne gândim la noi. Oare nu cumva ei fac mai mult decât noi? Ei erau conștienți că luptă din invidie, din pisma, din răutate. Mulți erau conștienți de asta, dar au spus, asta e majoritatea, așa au votat toți, trebuie să fim de acord. Însă noi știm că Iisus Hristos a înviat și nu e o înșelăciune, e un adevăr și cel mai mare adevăr, slăvit să fie El. De aceea ar trebui noi să fim mai activi decât ei. De aceea noi ar trebui să fim mai uniți decât ei. De aceea noi ar trebui să fim mai atenți decât ei. De aceea noi trebuie să luptăm mai mult decât ei și până la capăt mai mult decât ei. Dumnezeu să ne ajute. E cam ciudat. E cam ciudat să te duci în biserică, să vezi, noi cântăm niște adevăruri, câtă pasiune punem noi în cântarea noastră și dacă te duci undeva la un concert unde se cântă de flori albastre și de stele pe cer, ăștia sunt mult mai pasionați de ceea ce spun și de iubire și de ochii tăi și de nu știu ce, au mai multă pasiune și cheltuie mai mult și fac mai mult și fac mai multă repetiție și se implică, nu? E așa, sunt mai activi. Te duci pe stadion și vezi acolo oameni care doar asistă la un meci și sunt mai pasionați și sunt mai activi și sunt mai implicați și păi ăștia nu îi plictisește nimic. Nu se uită la ceas când se termine, doar se termine bine, asta interesează. Oare de ce cei necredincioși în multe privințe ne întrec pe noi? Asta e întrebarea care ni se pune. Observați și voi acest aspect, acest adevăr, să-l numesc așa, că cei necredincioși sunt mai uniți, sunt mai devotați, sunt mai credincioși în convingerile lor. Eu cred că noi ar trebui să facem ceva mai mult, ar trebui să ne implicăm mai mult. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute, pentru că noi avem un adevăr. Noi avem ceva care ar trebui să se vadă că e ceva mai mult, că noi credem cu adevărat că Iisus Hristos a înviat. Și noi trebuie să promovăm, să predicăm, să spunem cu tărie, cu convingere, să fim mai uniți, să fim mai devotați, mai plini de pasiune, mai plini de entuziasm, mai plinde de tot ceea ce trebuie pentru ca să ducem acest adevăr până la capăt. Nu cumva cei care combat învierea, nu cumva cei care combat Evanghelia să fie mai uniți decât noi, nu cumva ei să dăruiască mai mult. Și din păcate observ lucrul acesta, observați agenda asta progresistă, globalistă, tot ce se întâmplă, mișcarea aceasta LGBT și tot ce se întâmplă în lumea noastră, să nu credeți că ea apare la întâmplare. Apare pentru că ei sunt mult mai darnici decât credincioșii. Pentru că sunt oameni care sunt gata să dea și milioane și miliarde de euro ca să se promoveze. Pentru că toată propaganda asta trebuie plătită, e plătită de undeva. Cineva cheltuie pentru asta. Ai, noi nu cheltuim, că noi, Doamne, n-am ce să dai eu. Ei investesc peste tot, în toate filmele, în toată muzica, peste tot, au penetrat societatea, în toate segmentele ei și investesc și bagă bani grei. Noi n-avem bani, Doamne. S-ar putea că cei necredincioși, cei care promovează non-valorile, să cheltuiască mult, mult mai mult decât noi, care ar trebui să cheltuim pentru adevăratele valori. Cei care nu cred în înviere vor cheltui mai mult, vor da bani mai mulți decât cei care cred în înviere și să promoveze adevărul învierii. Nu cumva fariseii aceștia au plătit mai mult ca să se răspândească minciuna că
Hristos n-a înviat și de fapt ucenicii au furat trupul? Din păcate, aceasta este o realitate și tare aș dori să se schimbe această realitate. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu cumva cei necredincioși să fie mai activi decât noi. Nu cumva cei necredincioși să fie mai devotați decât noi. Nu cumva cei necredincioși să fie mai pasionați decât noi în promovarea ideilor și gândurilor noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze.